Ședința este statutară. Declar ședința deschisă. Avem dispoziția domnului primar numărul 238 din 11 septembrie 2020 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară din 17.09, ora 10. Proiectele de hotărâre pe ordinea de zi sunt următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 17.09, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 20.08.2020 și al ședinței extraordinare din data de 31.08.2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Proiect de hotărâre privind însușirea măsurilor dispuse prin raportul de follow-up numărul 1168 din 3.08.2020, încheiat de către reprezentanții Camerei de Conturi Județul Bacău, în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la întâlnire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 3 din 22 ianuarie 2018. Proiect de hotărâre privind însușirea măsurilor dispuse prin raportul de audit al Camerei de Conturi Județul Bacău, numărul 1111 din 27.07.2020, în urma acțiunii audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară al UAT-ului Timiș-Făget pentru anul 2019. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din articolul 2 al hotărârii Consiliului Local numărul 54 din 01.08.2020. Proiect de hotărâre privind completarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 30.04.2020. Proiect de hotărâre privind acordarea de material lemnos cu titlul gratuit domnului Cojocar Dumitru pentru refacerea gospodăriei distruse de incendiu și diverse. Și se completează suplimentarea ordinei de zi cu proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 20.08.2020 și al ședinței extraordinare din 31.08.2020. Dacă ați primit și ați studiat și sunt întrebări referitoare la procesul verbal. Dacă nu, spun la vot cine este pentru. Pentru două abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Analizând temeiurile juridice, legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de raportul de specialitate întocmit de către compartimentul de specialitate și referatul de aprobare a primarului comunei Timiș-Făget, adresa numărul 13761 din 31.08.2020 a Consiliului Județean Bacău, prin care ni se comunică modelul contractului de asociere, Consiliul Local al Comunei Timiș-Făget adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Articolul 2. Se împuternicește domnul Hăineală Valentin Vasile, viceprimar cu atribuții de primar al Comunei Timiș-Făget, să semneze în numele UAT-ului contractul de asociere. Articolul 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău, secția 2-a civilă și de contencios administrativ și fiscal. Articolul 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință în condițiile legii și se comunică prin grija secretarului general al Comunei
primarului Comunei Timișoara, Consiliul Județean și instituției prefectului județului Bacău. Avem contractul de asociere cu hotărârea Consiliului Județean, referatul de aprobare, raportul de specialitate, prin care Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, județean, privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. Potrivit codului administrativ, Consiliul Local poate adopta hotărâri privind asocierea cu alte OAT-uri în vederea promovării unor interese comune. Dacă sunt întrebări sau discuții referitoare la acest proiect. Supun la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind însușirea măsurilor dispuse prin raportul de poluare numărul 1168 din 3 august 2020, încheiat de către reprezentanții Camerei de Conturi, județul Bacău, în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 3 din 22 ianuarie 2018. Ținând cont de raportul de specialitate numărul 5307, întocmit de către secretarul Comunei, referatul de aprobare a primarului Comunei Chimeș-Făget, raportul emis de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi județul Bacău, decizia numărul 3/1/25/8/2020 de prelungire a termenului pentru măsurile dispuse prin decizia numărul 3/2018, avizul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, Consiliul Local al Comunei Chimeș-Făget adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se însușește raportul emis de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi județul Bacău, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 3 din 22.01.2018, împreună cu decizia numărul 3/1/25/8/2020 de prelungire a termenului pentru măsurile dispuse prin decizia numărul 3/2018. Articolul 2. Măsurile dispuse prin decizie vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei și compartimentele de specialitate. Articolul 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii numărul 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință în condițiile legii și se comunică prin grija Secretarului General al Comunei, primarului Comunei Chimeș-Făget, Camerei de Conturi județul Bacău, instituției prefectului județul Bacău. Ați studiat sau dau citire deciziei de prelungire? Le-am primit pe mail la partele? Da. Dacă se întâmplă. Decizia de prelungire a termenului este și pentru realizarea măsurilor. Având în vedere prevederile legii numărul 94/1992 privind organizarea și funcționarea curții de conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobată în hotărârea plenului curții de conturi numărul 155/2014, examinând aspectele consemnate în raportul Curții de Conturi și măsurile, modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 41 din data de 18.10.2017 efectuată la UAT Chimeș-Făget, se acordă prelungirea până la data de 15.12.2020 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor din decizia numărul 41 din 18.10.2017. Ce conține raportul? Ați studiat? Suntem de acord cu însușirea? Cine este pentru? Dacă sunt întrebări. Cine le urmărește executarea?
primarul și compartimentele de specialitate trebuie vor duce să le facă compartimentul de... Dar cine urmărește execuția? Trebuie raportat. Modul de ducere la comitere va fi adus acum. Lunar? Până la 31, la 12 noi trebuie să facem... Și dacă nu o să fie făcut până la 31 decembrie? Și sancționat. Vor fi trase la răspundere persoanele care nu au să la întâlnire. Totuși propun ca domnul primar, în fiecare lună, să urmărească evoluția acestor refaceri. În fiecare lună, ca la ședința următoare, când o suntem, să fie raportate cât s-a executat din cele lăsate de Curtea de Conturi. Ducerea la neîndeplinire se consideră abatere. Recuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducerea măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Dacă fapta a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amendă, conform prevederilor de articolul 64 din legea 94/1992, și în termen de 10 zile calendaristice, de la data primirii, aveam obligativitatea de a prezenta. Deci conducerea avea obligativitatea de a prezenta consiliul local o copie a raportului de audit și o copie a prezentei decizii. Da, cine este pentru? Vreau să întreb eu ceva. Referitor la audit. Și în 2017 a fost Curtea de Conturi și a lăsat niște măsuri. Dacă ele nu s-au dus la îndeplinire, cum a fost sancționat? Sau s-a prelungit termenul de ducere la îndeplinire până la 15-12-2020. Pentru că noi nici atunci nu ne-am însușit raportul ăla. Vă țineți minte cum s-a procedat atunci? Noi am votat în unanimitate pentru prelungirea și discutarea lui în următoarea ședință și a reieșit o hotărâre că ne-am însușit și am fost în totalitate de acord. Dar nu a fost la noi la probleme. Deci ce nu s-a dus la îndeplinire a fost valoarea erorii abaterii estimată de auditorii publici externi și valoarea abaterii stabilită de conducerea entității verificate de 52.353. Neîndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat în contul redevențelor miniere prevăzute de legea numărul 85/2003. Ce nu s-a dus la îndeplinire. Și termenul s-a prelungit până la 15-12. Trebuia să fie plătit acum, atunci și e prelungit până data de 15-12, nu? Da. Dar tot trebuie să plătim, nu? Deci valoarea estimată era 52.000, iar valoarea stabilită de către entitate este 10.700. Redevența aia trebuie plătită. Am avut-o pus o dată pe ordinea de zi, de ce sunt preună să o amânăm atunci? Nu a fost de acord să fie plătit? Da. Dar tot va trebui plătit. Dacă îmi permite și mie să iau un lucru, nu târziu un pic. Mergeți ca să vă păstrați distanța mai... Asta e mai original. Mai sunt alte întrebări referitoare la acest proiect? Plus. Atunci supun la vot cine este pentru însușirea raportului. Aducerea cunoștință, nu? Da. Cine se abține? Domnul Viorel a votat? Am votat. A citit. Bine. Proiect de hotărâre privind însușirea măsurilor dispuse prin raportul de audit numărul 1111
din 27.07.2020, împreună cu decizia numărul 29 din 26.08.2020, emisă de către Camera de Conturi Județul Bacău, în urma acțiunii audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară al UAT, efectuată la UAT Timișoara pentru anul 2019. Având în vedere raportul de specialitate a secretarului comunului, referatul de aprobare a primarului Comunei Timișoara, raportul de audit numărul 1111 din 27.07.2020, decizia numărul 29 din 26.08.2020, emisă de către Camera de Conturi Județul Bacău, Consiliul Local al Comunei Timișoara adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se însușește raportul de audit numărul 1111 din 27.07.2020 împreună cu decizia numărul 29 din 26.08.2020 emisă de Camera de Conturi Județul Bacău. Articolul 2. Măsurile dispuse prin decizie vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei și compartimentele de specialitate. Articolul 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință în condițiile legii și se comunică prin grija secretarului general al comunei, primarului Comunei Timișoara, Camerei de Conturi Județul Bacău, instituției prefectului Județul Bacău. Decizia numărul 29 din 26.08.2020, prin care se constată exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu prevederile legale. Se constată că la finele anului 2019, entitatea auditată a raportat ca venituri rămase de încasat din impozite și taxe suma de 1.094.535. Prin confruntarea datelor din evidența sintetică a contului 464 cu evidența fiscală nominală a contribuabililor și cea nefiscală, organizată la nivelul compartimentului de impozite și taxe, pe baza registrului de rol nominal unic și respectiv a contractelor de concesionare, închiriere, folosință încheiate, s-a constatat că soldul veniturilor rămase de încasat la finele anului 2019 este de fapt în cuantum de 1.415.928 lei. Evaluarea sistemelor de management și control intern. Din verificarea efectuată s-a constatat că implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial nu a fost armonizată cu prevederile OSGG numărul 400/2015 și ulterior ale OSGG numărul 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice. În conformitate cu dispozițiile legale menționate mai sus, conducerea unității avea obligația de a asigura elaborarea procedurilor formalizate, respectiv a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru detalierea proceselor și activităților derulate în cadrul entității și ducerea la îndeplinire și la cunoștință personalului acesteia. Procedurile formalizate trebuie să prezinte totalitatea pașilor de urmat în succesiune logică, modalitățile de lucru și regulile de aplicat pentru realizarea activităților și acțiunilor. Activitatea de audit public intern nu au fost luate măsuri legale care să asigure cadrul instituțional în vederea funcționării activității proprii de audit intern. Abateri privind modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului local și la termenul prevăzut de lege. Din verificarea eșantionului selectat, privind modul de stabilire și încasarea impozitului pe clădiri, s-a constatat că la un număr de 10 contribuabile persoane fizice, compartimentul de impozite și taxe locale a primăriei nu a calculat și nu a înregistrat în evidența fiscală și în contabilitate impozitul pe clădiri datorat de aceștia, pentru clădirile care nu au fost recepționate la finalizarea lucrărilor.
referitor la cota de 50% cuvenită Comunei Chimeș Făget din taxele aferente certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire emise de către Consiliul Județean Bacău pentru terțe persoane din comună, unitatea avea obligația de a colabora cu structura de urbanism din cadrul Consiliului Județean și de a urmări modul de încasare a cotei de 50% din valoarea taxelor aferente certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire emise pentru amplasamentele din cadrul UAT Chimeș-Făget. Referitor la taxele de închiriere și concesionare, nu a fost luat în calcul și indicele de inflație aprobat de Consiliul Local. Referitor la inventarierea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrative teritoriale, prin dispoziția numărul 365 din 2-12-2019, ordonatorul de credite a constituit Comisia de Inventariere a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor. Din verificarea efectuată s-a constatat că în anul 2019 entitatea nu a procedat la inventarierea anuală a bunurilor din domeniul public și privat aluate Chimeș-Făget, contrar articolului 7 din Legea Contabilității numărul 82 din 24-12-91. Referitor la achizițiile publice efectuate în perioada supusă verificării, programele de achiziții au fost întocmite numai în formă inițială. La baza întocmirii programelor nu au stat în totalitate referatele de necesitate întocmite de către toate compartimentele funcționale. Au fost identificate achiziții de benzi și consumabile fără a exista referate care să motiveze necesitatea înlocuirii acestora și pentru care din mijloace de transport se efectuează achiziția acestora. Au fost efectuate achiziții directe fără a se consulta catalogul electronic din SICAP și fără a se întocmi nota justificativă privind posibilitatea achiziționării din alte surse. Gestiunea economică financiară a Serviciului Public de Alimentare cu Apă, conform articolului 1 din legea 51/2006, serviciile comunitare de utilități publice au anumite particularități. După cum urmează, sunt organizate pe principii economice, sunt furnizate prestate pe principiul beneficiarul plătește, recuperarea costurilor de exploatare și de investiție se face prin prețuri și tarife sau taxe, și după caz din alocații bugetare, caz în care măsura poate implica elemente de natură ajutorului de stat. Situații în care autoritățile administrației publice locale solicită avizul Consiliului Concurenței. Referitor la pierderile de apă din rețea, potrivit articolului 116 din Regulamentul Cadru al Serviciului de Alimentare cu Apă, aprobat prin Ordinul Președintului ANRSC numărul 88/2007, se consideră ca fiind normale dacă au valori sub 15% din cantitatea totală de apă intrată în sistemul de distribuție. În cazul în care pierderea generală de apă de la captare la utilizator este mai mare de 20% din cantitatea de apă intrată în sistemul de distribuție, este necesară efectuarea de lucrări de reabilitare sau modernizare a rețelei de distribuție apei. Urmarea verificărilor efectuate, echipa de audit a constatat faptul că în perioada verificată, la nivelul Comunei Chimeș-Făget, Serviciul Public de Alimentare cu Apă nu a funcționat în totalitate, în conformitate cu principiile de economicitate, eficiență și eficacitate, nefiind asigurată o bună gestiune financiară a acestuia. Da, referitor la activitatea școlii Dani Gargai, consumul de carburant auto este înregistrat având în vedere cantitatea achiziționată și nu cantitatea de carburant efectiv consumată. Din analiza documentelor justificative, auditorii publici externi au constatat că entitatea nu întocmește fișe de activitate zilnică pentru justificarea consumului de carburant. Din verificarea documentelor financiare contabile la Liceul Tehnologic Chimeș-Făget s-a constatat faptul că au fost angajate, înregistrate și decontate cheltuieli pentru care unitatea școlară nu deține toate documentele justificative din care să rezulte necesitatea, realitatea și legalitatea achizițiilor. S-a constatat că toate achizițiile sunt efectuate fără referate necesitate.
De asemenea, nu se întocmește proces verbal de recepție, bunuri și servicii, precum și proces verbal de recepție a lucrărilor efectuate. Referitor la indemnizația de hrană, în urma verificărilor efectuate, a rezultat că UAT Timișoara a acordat indemnizații de hrană împreună cu drepturi salariale aferente lunii decembrie 2018, contrar prevederilor articolului 9 din OUG 90 pe 2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termeni. Drepturile sub forma indemnizației de hrană sunt prevăzute la articolul 18 din legea 153 pe 2017, potrivit căruia, începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorul de credite acordă obligatoriu lunar indemnizații de hrană reprezintă 12-a parte din 2 salarii de bază, minime brute pe țară, garantate în plată. Și ce decide Camera de Conturi? Respectarea principiilor contabile cu privire la reflectarea corectă a operațiunilor economice necesare contabilă și evidență gestionarea entității pentru asigurarea unei bune gestiuni a fondurilor publice și a patrimoniului public. Termen 30.11.2020. Referitor la controlul intern managerial, este termenul 30.11.2020, privind elaborarea procedurilor documentate. Referitor la diligențele pe lângă Consiliul Județean Bacău, în vederea încasării cote de 50% cuvenită bugetul local din taxa de eliberare a certificatului de urbanism și a taxei de autorizare a construcțiilor, termen 30.11.2020. Toate termenele sunt 30.11.2020. Dacă sunt întrebări sau discuții. Trebuie dus la îndeplinire, nu? Da. Termenul este 30.11.2020. Dar în ce privește rapoartele de necesitate, referatele de necesitate, ce ne poate spune? De ce nu sunt depuse acele referate? Cine trebuia să întocmească referatul? Cine? Școală. Și la liceu. Asta în cazul școlilor, dar în cazul, de exemplu, a pietrișului care se dă sau toate astea, și acolo cred că trebuie. Nu? Pentru orice achiziție trebuie referat. Deci ele trebuie motivate, trebuie puse pe hârtie exact ca să știe cum s-a putut deconta. Da. O plată fără. Sau omis. Da, doamna, cum să știe. Sunt referate, nu chiar la toate. Da. Deci referate sunt și procesele verbale de recepție, dar nu chiar la toate, repet din nou, știi? Păi dacă dumneavoastră știați, ca și contabil, că trebuie să fie un referat, ca să dați drumul la bani. Păi și planul. Cum mai explicați treaba asta, că totuși s-au făcut decontări? Da, dar v-am spus, referate sunt, dar nu chiar la orice. Pe bine, dar aici ne spune clar, pe puncte, vedeți? Ne spune Curtea de Conturi. Deci noi ce păzim aici? Asta e ideea. Deci trebuie să fim acoperiți de hârtii, eu așa știu. Da, pe trebuie ne acoperim. Și ne dă termen de așa, nu. Trebuie să, ori n-am avut ordonator de credite. Dar nu ordonatorul de credite face referat. Referatul se face de către persoana care... Ordonatorul la probă? De la probă, băi, ce spun, nu, el îl tocmește. Dar probabil asta o fi o scuză, că n-am mai avut ordonator care să... Dar nu, la probe să face. E perioada anului 2019. N-ai treabă. Contul de execuție anului 2019. Da, da, așa e. A fost ordonator. Se primise un termen normal până la ce dată? Că eu am parcurs deci, raportul, dar până la ce dată? Acest raport de audit este prelungit.
termen. Aici nu. Nu. E referitor la anului. Hotărârea anterioară a fost cu prelungirea la măsurile dispuse din controlele anterioare. Câte ori mai rămân. Iar acum e referitor la execuția anului 2019. Termenul este 30.11.2020. Deci este un termen... Să fie duse la îndeplinire măsurile. Deci, cum a spus doamna contabilă, că doar nu s-o deci sunt unele lucruri care trebuie remediate. Că de asta s-au dat... Termene. Termene. Și se pot remedia, deci nu este ceva care nu poți face. Deci eu întreb, scrie aici că în termen de 10 zile aveți obligativitatea de a prezenta Consiliului Local. Da. I-ați adus la cunoștință. Eu întreb, cuvântul ăsta a însușit, uitându-ne în dex, scrie a fi de acord cu opinia cuiva. Da. Deci eu nu pot să, de asta eu îmi însușesc, deci înseamnă că eu sunt de acord cu ce, cu neregulile care se prind. Cu ce spune Curtea de Conturi, nu cu neregulile, sunteți de acord. Deci cu măsurile care le-a lăsat Curtea de Conturi. Și cu ce s-a constatat? Cu raportul. Ce s-a constatat? Nu cu ce s-a constatat. Nu cu ce a făcut, ce e greșit. Ce a constatat? Curtea de Conturi ne-a adus la cunoștință, că am luat la cunoștință că aici s-a greșit. Trebuie îndeplinit, remediat, plătit, de exemplu în cazul retevențe și așa mai departe. Și spune cine trebuie să le ducă și la... Da, spune. Ne solicită, de solicită autorității UAT-ului să informeze în scris cu privire la îndeplinirea acestei obligații. Da. Adică obligația de a ne prezenta Consiliul Local. Da. Raportul și decizia. Da. Eu totuși întreb, în 2017, iară zic de raportul Curții de Conturi din 2017, n-am putut intra în posesia lui atunci, doar atunci că a fost secret, sau nu știu care a fost atunci treaba cu el. Dar pe ultima foaie aia o am, scrie erori de 62 de miliarde. Scrie în raportul ăla, în ăștia 2 ani, 3, deci Curtea de Conturi a constatat erorile astea de 62 de miliarde. Ce s-a întâmplat acum? Unde? Cum s-a procedat? Ce s-a întâmplat în ăștia 2 ani cu neregulile constatate atunci? Deci în momentul când nu înregistrez în contabilitate un bun, să spunem, eu consideră o abatere. Da. În valoare de. Estimează. La data înregistrării ai întocmit o notă contabilă și acea valoare deja nu mai este abatere. Ai înregistrat-o în contabilitatea asta. Nu înseamnă că recuperezi valoarea de la cineva. Da. Deci important este să le deci, pui pe... O măsură se duce la nebunie. Erau înregistrate unele bonuri da. În contabilitate, cum are. Da. Sau nu erau corect, sau... Sau și nu se fac fișe. De exemplu, la școli nu se fac fișele... Da. Cu foi de parcurs, cum... În raportul se astea care le-a făcut cu să regăsesc acum... undeva pagubele care sunt existente la Ocol acum? Nu. Partea Ocolului nu este verificată pe anul 2019. Nu, nu a venit Curtea de Conturi la Ocol. Nu, deci, nu, cu cuvântul ăsta de ansuși eu... Vreau să vă aduc la cunoștință că la școli, deci avem personal acum, se fac FEAZ-uri. Deci la transportul, cu tot, numai... Adică și astea trebuie să le faci zilnic, dar să știți că e foarte... Avem curții foarte multe, dar se fac. Dacă șoferul își face foaia de parcurs, pe azi e ușor din tot acolo. Alte discuții, alte întrebări? Supun la vot cine este pentru sau îl așteptăm pe domnul Dean. Anunțați pe domnul Dean în misul la telefon.
mulțumesc, da, mult, așteptăm tot. Domnul Oltean, vedeți că se supune la vot. Ori suntem toți, ori plecăm toți și la tot, toți dăm telefoane după aceea. Dar cine este pentru? Domnul Gelo, cred că nu ați înțeles sensul cuvântului. Consușirea asta, eu nu pot să fiu de acord cu regulile de acolo. Păi atunci trebuie să faceți contestații către Curtea de Conturi, că nu sunteți de acord cu măsurile constatate. Ei, dar am dreptul ăsta de a mă abține. Aveți dreptul. Să mă justific. Păi o să le comunic că nu sunteți de acord cu ce? Nu vă cere dumneavoastră nimeni părere. Deci el e ca și consilier, are tot dreptul să se abțină și nu trebuie să dea nicio justificare. Nu vă supărați acum că... Deci, eu nu dumneavoastră, dumneavoastră nu, nu mai încercați, doamna secretară. Deci fiți mai... Curtea de Conturi a spus că trebuie să aduc la cunoștință. Și el are dreptul să se abțină și să fie împotrivă dacă vrea. Deci am terminat eu din punctul meu de vedere ca și consilier. Deci, dumneavoastră, nu puteți să impuneți cuiva să voteze ceva. Nu, dar doamna secretară a încercat să îi explice că poate n-a înțeles termenul de însușire. Păi am înțeles. Nu a spus cum să voteze. O zis omul că se abține și la revedere. Ce mai continuă? Scrie acolo că eu când aș fi de acord cu ce scrie în raportul ăla. Deci, încă o dată, cine este pentru? Nu cred că e o problemă o persoană din 13. Nu, cine se abține? Nu, doar la secretară să încercăm. Da, am înțeles. Ei, n-ați înțeles într-un fel dacă a spus că cuvântul însușire, nu știu. Da, proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din articolul 2 al HCL numărul 54 din 0108-2020 cu privire la numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Osei Timiș-Făget. Îmi cer scuze, doamna secretară, nu era în 2017 când n-am putut intra în posesia la raportul ăla în totalitate. Deci avem niște răspunsuri de primit în urma de ani de zile care încă nu le-am primit. Deci, doamna secretară e foarte bine intenționată, o înțeleg perfect, dar dumneavoastră erați vice la momentul ăla, am solicitat raportul ăla în totalitate să... Scria acolo, era doar din două în două pagini, s-a și dispărut, s-a și pierdut. Nici la ora actuală nu știu pe unde. Deci avem unele motive pentru care... Deci raportul Curții de Conturi, deci, ca și acum, trebuie să-l aducă doamna secretară. Da. Deci fosta doamna secretară înseamnă că dacă v-ați adresat și nu vi s-o la cunoștință, nu vă luați de mine, vă rog frumos. Păi... Astea sunt niște motive care... Deci la capitolul ăsta nu vă luați de mine, că exact cum a spus doamna secretară, acum aș vă dat explicații, pentru că e obligată... Domnul Gelu, aveți dovadă că ați depus în baza legii 544 a informațiilor o cerere pentru eliberare de documente? Nu știu câte documente am... Păi dacă aveți dovadă, depuneți, vă rog, chiar astăzi, dați un număr de înregistrare, să vedem și noi de ce nu vi s-a pus la dumneavoastră la... E vorba de o sumă foarte mare vehiculată acolo, de vreo 62 de miliarde. Păi dacă de chiar acolo, ne jucăm așa... Deci, nu, am deviat de la subiect. Mă rog să continuăm. Pentru că acolo erau niște taxe la persoane fizice. S-au recuperat. Doamne, nu avem garanție. Dar trecem mai departe. Da, vă rog. Ținând cont de raportul final, numărul 4438 din 98-7-2020, întocmit de către expertul independent, raportul de specialitate, întocmit de către secretarul comunei și referatul de aprobare a primarului comunei Timiș-Făget, Consiliul Local al Comunei Timiș-Făget adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din articolul 2 al hotărârii Consiliul Local numărul 54, din 3-8-2020, privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Osei Timiș-Făget și va avea următorul cuprins.
începând cu data de 3-8-2020, se numește domnul Roșca Alexandru, membru în Consiliul de Administrație al Repele Oseghineș-Făget, pentru o perioadă de 3 ani, până la data de 31-7-2023. Articolul 2, cu data prezentă, se îndreaptă eroarea materială din articolul 3 al contractului de mandat, încheiat de către autoritatea publică tutelară, Consiliul Local Timișoara, prin primar Hăineală Valentin Vasile cu domnul Roșca Alexandru, și anume, durata contractului va fi valabilă până la data de 31-7-2023. Articolul 3, prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, Secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 4, prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință în condițiile legii și se comunică prin grija secretarului general al comunei, primarului comunei Timișoara, regiei publice locale Timișoara și instituției prefectului județului Bacău. Deci, se îndreaptă o eroare materială. Am și hotărârea de legere. Dintr-o eroare s-a trecut 31-7-2020 și trebuia 31-7-2023, anul se modifică. Dacă sunt întrebări sau discuții, supun la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind completarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 30-4-2020 privind desmembrarea unui teren cu suprafață de 2156 metri pătrați aflat în domeniul public al comunei Timișoara. Ținând cont de raportul de specialitate numărul 5315 a compartimentului tehnic urbanism, referatul de aprobare numărul 5316 din 10-2020 al primarului comunei Timișoara, conform OUG 57/2019, Consiliul Local al comunei Timișoara adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se completează articolul 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 31 din data de 30-4-2020 astfel. Se aprobă desmembrarea terenului în suprafață de 20.203 metri pătrați, aflat în domeniul public al comunei Timișoara, în două loturi astfel. Un lot în suprafață de 2156 metri pătrați și al doilea în suprafață de 18.047 metri pătrați, conform planului de amplasament, anexă care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău, Secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință în condițiile legii și se comunică prin grija secretarului general al comunei, primarului comunei Timișoara și instituției prefectului județul Bacău. Deci se completează acea hotărâre prin împărțirea în două loturi. Dacă sunt întrebări, supun la vot. Spuneți un pic unde e amplasamentul terenului în cauză. Nu am putut să mă uit pe schiță. E pentru construirea creșei. Da. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind acordarea de material lemnos cu titlu gratuit familiei domnului Cojocar Dumitru, a cărui gospodărie a fost afectată de incendiu. Ținând cont de raportul de specialitate numărul 5317 din 10-2020, întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Timișoara, referatul de aprobare numărul 5318 din 10-2020 a primarului comunei Timișoara, cererea numărul 5371 din 14-2020 a domnului Cojocar Dumitru, domiciliat în satul Răuș, comuna Timișoara,
Procesul verbal de intervenție numărul 202 din 9-9-2020 întocmit de către ISU-Bacău privind constatarea incendiului pe raza comunei Ghimeș-Făget la locuința domnului Cojocar Dumitru, avizul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, Consiliul Local al Comunei Ghimeș-Făget adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență domnului Cojocar Dumitru, cu domiciliu în sat Târhăuș, Comuna Ghimeș-Făget, în vederea refacerii locuinței distruse în urma incendiului, constând în material lemnos cu titlu gratuit, în cantitate de 20 metri cub lemn de lucru rășinoase. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință în condițiile legii și se comunică prin grija secretarului general al Comunei, primarului Comunei Ghimeș-Făget, Regiei Publice Locale OSE Ghimeș-Făget, era, și instituției prefectului județului Bacău. Avem cererea domnului Cojocar, prin care solicită aprobarea cantității de 100 de metri cubi lemn pentru reconstruirea unei case care a ars în proporție de 60%. Avem raportul de specialitate și referatul de aprobare. Comisia numărul 1 este de acord cu aprobarea cantității de 20 de metri cubi. Conform legii, că aici aspectul este al celor. HG 715/2017, acordarea doar în cantitate de 20 de metri cubi. Dacă sunt întrebări... Eu aș propune, dacă îmi permiteți un pic, eu aș propune să vedem, era vorba de o sumă care s-a alocat pentru spectacolul care a fost la Biserica Catolică, însă măcar jumate din suma aia, eu zic că ar fi bine să o jumătățim și jumătate să dăm către această familie. Asta ar însemna că să facem o ședință urgentă online și să modificăm suma, doamnă secretar? Pe ce sumă s-a adunat acum? S-a aprobat sprijin în 7.000? 6.500. Eu ar zice că jumătate din sumă să... Sub formă de ajutor. Până acum, cum am procedat? Asta am vrut să întreb. Până acum am avut cazuri, 2-3, știm foarte clar. Cât am dat, mai exact, doamna contabilă, trebuie să știți dumneavoastră. Cât am dat, de exemplu, pe Ardămaș, cât am dat dat la Răchitiș, cât am dat lui domnul Roții? Pe Roții am vorbit cu el în dimineața asta, că mi-a castrat 2 porci. Și l-am întrebat de 50 de metri cu băia dacă i-a primit. Zice că numai 25 a luat și numai au ciocane ăștia de la Ocolul Silvic și din cauza asta așteaptă și el lemn. Da, bani am, cu bani am ajutat? Nu. Se poate face așa. Deci ei poate pot să procure materiale de construcții și noi putem să stabilim o sumă de bani care putem să achităm factura, o factură. Deci asta se poate face. Eu zic că vor să refacă casa din BCA și atunci ar fi bine să găsim, să vedem care ar fi valoarea BCA-ului și o să vă aducem la cunoștință, de aia zic că... Sau acoperișul. Bineînțeles că și persoana vinovată o să fie obligată la... Ai altceva și să... E vorba de o dată reținută și... E reținută și momentan? Nu știam de acea dată. Da. Deci o să stabilim, să vedem din ce reface casa și o să stabilim o sumă de bani. Și presupune un proiect de hotărâre, separat, acum cantitatea de 20 de metri cub. Asta va fi. Asta. Da. Și putem face o hotărâre, un proiect de hotărâre și să le trimitem online și să-l votăm online fără probleme. Da. Cine este pentru acordarea cantității de 20 de metri cub? Și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. Și o listă de investiții. Adresa. Avem adresa numărul
1682 din 26-8-2020 de la Ministerul Finanțelor Publice, referitoare la ordonanța de urgență numărul 135/2020, prin care ni se comunică repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA și în hotărârea Guvernului numărul 758/2020 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2020 pentru unele unități administrative teritoriale. Da, las pe doamna contabilă ca să spună de ce este vorba. Deci, prin hotărârea, prin HD758, s-a alocat suma de 687.000 de lei, adică 6.870.000 lei, pentru echilibrarea bugetului local. Am primit o adresă de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Locale, PNDL-ul, care am depus factura pentru poduri și podețe, proiectul poduri și podețe. Mi s-a alocat, ne-a fost acceptată la plată factura și mi s-a dat suma de 238.878 de lei, care trebuie să fac plata. Așa, și deci ăștia 687 care i-am primit prin HD 758, i-am repartizat astfel. I-am 600.000 i-am pus pentru proiectul Tărcăuș, care în luna octombrie spre final trebuie să finalizăm și trebuie să achitate toate facturile care sunt, chiar să putem depune tranșul la fir pentru a ne recupera TVA-ul. Și am mai luat de la fondul de rulment, de la sursa E, încă 200.000, deci 800.000 îmi trebuie ca să mă pot închide cu proiectul. Iar și ne-am mai rămas 87.000 din aia 687 care am primit prin HG. Și am repartizat, i-am pus la cheltuieli materiale. Am pus la capitolul 51, 1700, la 61 am pus 11.000 și pentru școli am acordat 15.000 de lei. Am zis că să dăm 100.000 la liceu pentru că sunt copii mai mulți, pentru dezinfectanți, măști și să-și ia ce mai trebuie lor și 50.000 pentru Dani Gargea, că sunt mai puțin la fel tot pentru dezinfectanți și noi n-am procurat nimic să le dăm. Deci 5.000. Da. Da, 5.000 și 10.000. Am hotărât ca să le dăm lor bani pentru că vedem și știu ce au nevoie, ce au nevoie și ce trebuie să știu ce au de făcut. Și 50.000 am mai prins pentru tot la investiții, la strategia de dezvoltare, să o termină și pe cel, că dacă nu avem terminat, nu mai ținem la nici să fac proiect în continuare. Atunci, la fondul de rulment, dacă ați zis că ați luat 200, cât ați luat de acolo? 200.000. Din 294. Cât? Da, 294. Atât am avut 294.000, da. Atât a rămas în fondul de rulment. Și acum mai sunt 94.000. Lăsați acolo. Lăsați acolo. Da. Și atunci, cu banii, stăm cam rău. Cum ar veni, nu? Sperăm să ne descurcăm până la sfârșit. Până acum am întrebat cum stăm cu banii, stăm bine cu banii, stăm bine cu banii și acum e sfârșit. O să ne vină, dar dacă depunem în octombrie, terminăm proiectul și depunem, o să ne vină banii pe TVA înapoi și atunci și care este suma? 4 miliarde. 400 de mii. TVA-ul. Da. Dacă terminăm proiectul și cu iluminatul și de acolo să ne mai vină ceva, vedem. Încă mai avem de alergat după documente. Referitor la suma de 6.500 care e prinsă în proiectul de hotărâre aici, mai rămâne valabilă pentru Asociația Oamenii Inspiră? Că noi am discutat, am dat un acord de principiu în ședința anterioară și urma ca la rectificarea bugetului să fie prins în hotărâre. Aia 6.500 care ziceți. Păi, dar acum acest articol nu va mai fi prins. Și facem modificarea care am solicitat-o ca să facem un ajutor și rectificăm. Și atunci va fi și pentru Oamenii Inspiră, pentru asociație și pentru domnul Cătălin. Pentru Oamenii Inspiră. Jumătate. Pe 3.000, dacă deci, 600, 3.250. Așa. Da, și s-o prindem ca să pot să-mi trimit eu bugetul, că trebuie să fac neapărat decontarea pentru ăștia 238.
că dacă nu dau la termen factura și ordinul de plată la București, nu mai iau penalități. Deci punem că se aprobă. Și atunci, la articolul 3, nu? Da. 6500, ci 3250 pentru asociația. 3250 și 3250 pentru familia Cojocavlă. Să mai băgăm articolul pentru... Îl băgăm ca să completeze și noi o să dăm o... Adăugăm un articol în această hotărâre cu rectificarea. Da. Și nu mai facem ședință. Și nu mai facem ședință pentru decontarea materialelor de construcție. Exact, da. Exact. De construcție, atât. Da. Dacă sunteți de acord cu introducerea... La vot ca să... Eu sunt de acord, dar totuși 3000 de lei, ce puteți să luați? 3 plase de 8 sau 4? Atunci rămâne... Rămâne ca să stabilizeze, am zis că să facem o evaluare, dacă nu. Am zis că s-a apelat și la jumătate din sumară. Să putem să o completăm, facem o evaluare să vedem ce constă materialele. Deci rămâne pentru ședință următoare doar cu acest proiect de hotărâre. Unul dintre proiecte. Da. Nu prindem în această hotărâre în rectificarea bugetului. Da. Și atunci pentru ăștia cât rămâne? 3250. Bun. Sunteți de acord? Cine este pentru? La diverse. Adresa mea de la acolo a rămas cred că pe birou. La cine este? Pe mine, pe masă. Trebuie să fie... Nu, asta. Copii. Aia? E dumneavoastră? Asta. Ce? Dar nu e, asta e... Nu e asta. Nu e asta. Tot pe acolo, pe undeva. Cine e? Domnul Oltean Viorel. Aveți vreo adresă de la... Ce aveți în față? Ce materiale aveți în față? Ei, ăsta e raportul protocol la noi. Raportul care e făcut de Curtea de Conturi. Pentru amânarea. De prelungire? De prelungire, da. Dar astea sunt aduse de mine. Uitați-vă un pic, Aici, acolo. Am prins legatul telefonului. Domnule consilier, permiteți să mă retrag. Eu vă mulțumesc tare mult și vă mulțumesc pentru colaborarea celor 4 ani. Și sper, din tot sufletul ca să mai colaborăm și în continuare. Ceilalți. Avem o adresă de la Opol. A, și vreți să citiți? Da, bine, bine. Dacă nu? Nu, vă mulțumesc încă o dată. Există un raport de control încheiat de Garda Forestieră Suceava, în data de 10.09.2020, prin care au fost verificate criteriile de avizare și funcționare a ocolului silvic, modul de constituire a structurii silvice, suprafața de bază, ultima avizare, ultima modificare la Registrul Național al Administratorilor de Păduri, organigrama, fișa posturilor la personalul silvic, dotarea minimală, îndeplinirea și menținerea criteriilor de avizare a funcționării ocolului silvic, îndeplinirea obligației ocolelor silvice de a comunica între 30 de zile Gărzii Forestiere Suceava orice modificare a criteriilor de avizare referitoare la suprafață, modul de asigurare a conducerii și reprezentării legale a ocolului silvic, numire pe bază de concurs cu aviz MMAP, delegări, concedii, verificare situații care conduc la propunerea de retragere sau suspendare a autorizației de funcționare a ocolului și dispozitive speciale de marcare, autentificate, evidență și repartizare. Las pe domnul Ivan, nu prezinte, sau dau citire raportului de control. Cum? Dați-mi unul care se vede mai bine. Toate sigur. Asta
se vede bine. Da, ți că nu, că asta nu se vede chiar așa de bine, e prima dată a fost... E același. Ce se vede mai bine. Deci, Regia Publică Locală a fost înființată în 2005, conform autorizației de funcționare numărul 109 din 11.04.2005, emisă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, reautorizat în 8.04.2009, conform autorizației de funcționare numărul 65 din 8.04.2009, a certificatului de înregistrare, seria A numărul 65 emis pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvii Chimeș Făget era, pentru suprafața de 7.012,14 hectare, proprietatea Comunei Ghimeș-Făget, având în structură 5 districte cu 12 cantoane silvice. La data de 01.01.2020, suprafața ocolului Silvii Ghimeș-Făget era de 7.272,22 hectare, în prezent fiind aceeași suprafață, din care 7.002,22 hectare fond forestier, proprietatea Comunei Ghimeș-Făget, 66,5 hectare pășuni împădurite, proprietatea privată a Comunei Ghimeș-Făget, 203,5 hectare proprietăți particulare, persoane fizice și parohii. Referitor la fondul forestier, proprietatea Comunei Ghimeș-Făget, apare o diferență de 9,99 hectare, justificată prin măsurător la reamenajarea din anii 2014 și 2016. Ocolul Silvii Ghimeș-Făget a înaintat gărzii forestiere județene Neamț și Bacău contractele de administrare și de servicii silvice încheiate în anii anterior, în anul 2020, nu au fost încheiate contracte de servicii silvice sau administrare. La data prezentei, Ocolul Silvii Ghimeș-Făget are în arondare 4 districte cu 9 cantoane silvice, modificare pentru care trebuie să solicite aviz suplimentar de la Garda Forestieră Suceava și certificatul de mențiuni de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Măsuri. Ocolul Silvii Ghimeș-Făget trebuie să solicite emiterea avizului suplimentar pentru modificările de suprafață și pentru modificările din structura ocolului silvic. Referitor la organigramă și fișa postului. La data reautorizării, din 8.04.2009, organigrama avea prevăzută 57 de posturi, din care TESA un număr de 23 de posturi. Nu mai puțin, de domnul Suciundar, că știe la data de deja. Erau 57 de posturi la cursul. Nu. Așa ce? Dumneavoastră erați. Eram, dar nu, 57 oricum nu. Dar de unde apărut? Bine, organigrama prevede. Dar pe 57 de posturi, din care TESA un număr de 23 de posturi. Da, era un contract, persoanele care... 24. În jur de 20-20 de persoane erau la acest. În organigramă putea să fie prevăzut o organigramă mai extinsă. Organigrama statut de funcții. Sunt prevăzute 37 de posturi. Astea s-a modificat după 2008 posturile astea. În 2004 de și la data controlului, în organigramă, sunt văzute 37 de posturi, din care 22 posturi personal TESA, din care 2 posturi de șef de district sunt vacante. În acest sens, Ocolul Silvic va proceda la ocuparea posturilor vacante, demarând de urgență această procedură. Condiții de logistică neîndeplinite pentru cantoanele silvice, districte, 4 dendrometre pentru fiecare district, 13 grupe forestiere pentru pădurari și șefii de district, uniforme de serviciu pentru tot personalul silvic. Au fost îndeplinite cu continuitate condițiile ordinului numărul 1112/2018, care prevăd numărul minim de 3 posturi de specialitate în centrala ocolului silvic. Însă condițiile de logistică sunt parțial neîndeplinite și dispunem remedierea situației în termen de 30 de zile de la data însușirii prezentei note. În acest sens, anexăm listele obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe, statul de funcții, fișele posturilor. Ca măsură, modificările privind personalul vor fi incluse în solicitarea pe care o va depune Ocolul Silvii Ghimeș-Făget în vederea obținerii avizului suplimentar, certificatului de mențiuni, iar condițiile de logistică vor fi îndeplinite în termenul stabilit prin prezenta. Din analiza documentelor prezentate, OSE Ghimeș-Făget menține criteriile de avizare cu privire la suprafața de bază de peste 7.000 hectare în zona de munte,
iar condițiile de personal și dotări, după cum s-a menționat la punctul 2 din prezenta notă. Modificările privind suprafața de bază, personalul din structura acolului civic au fost produse înaintea apariției OME numărul 1112 pe 2018, drept măsură dispunem solicitarea avizului suplimentar și a certificatului de mențiune. Referitor la modul de asigurare a conducerii și reprezentării legale a acolului civic, domnul inginer Tincă Mihai are avizul favorabil numărul 39 din 24.06.2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru funcția de șef de ocol al Regiei Publice Locale Ose Ghimeș-Făget era emis în conformitate cu prevederile articolului 14 aliniatul 3 și 4 din Codul Silvic. Domnul inginer Dincă Mihai are încheiat contractul de muncă numărul 25 din 01.06.2005 cu angajatorul Consiliului Local al Primăriei Ghimeș-Făget în funcția de șef de ocol al OSE Ghimeș-Făget. Acest contract este în derulare conform evidențelor din programul revisat. Anexăm raport pe salariat listat la data de 9.09.2020. A fost prezentat contractul de mandat numărul 7 din 16.07.2015 încheiat între mandatul Consiliului de Administrație a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era și mandatarul domnul Dincă Mihai pentru încredințarea conducerii, organizării și gestionării activității regiei autonome Ocolul Silvic Ghimeș-Făget, valabil până la data încetării activității Consiliului de Administrație a RFL OSE Ghimeș-Făget, care a intervenit la data de 31.01.2020, după cum s-a menționat în hotărârea 37 din 16.07.2020, actualul Consiliu de Administrație al RFL OSE Ghimeș-Făget era. Domnul inginer Dincă Mihai a depus cererea de concediu înregistrată la OSE Ghimeș-Făget cu numărul 2335 din 30.04.2020, prin care a solicitat Consiliul de Administrație acordarea 30 de zile concediu, începând cu 29.05. Consiliul de Administrație a Regiei Publice Locale OSE Ghimeș-Făget emite hotărârea numărul 26 din 18.05.2020, prin care aprobă 20 de zile concediu de odihnă pentru domnul inginer Dincă Mihai, începând cu data de 29.05. Domnul inginer Dincă Mihai a beneficiat și de 3 zile concediu plătit pentru deces în familie, revenind la serviciu în data de 17.07.2020. În perioada 2.07.16.07.2020, domnul Dincă Mihai a fost în concediu medical, conform certificatelor de concediu medical. Prin ordinul de serviciu numărul 8, domnul Dincă Mihai, în calitate de șef al Regiei Publice Locale, a dispus ca, începând cu data 2.06, inginer Cosma Nicolae, responsabil compartiment fond forestier din cadrul Regiei Publice Locale, va prelua atribuțiile de șef ocol de la inginerul Dincă Mihai pe perioada concediului de odihnă și sau medical, respectiv până la revenirea acesteia la locul de muncă. Prin procesul verbal de predare primire numărul 2864 din 29.05.2020, domnul inginer Dincă Mihai predă domnului inginer Cosma Nicolae următoarele: sarcini, probleme, măsuri, atribuții, dispozitivele speciale de marcat, registru de evidență al dispozitivelor speciale de marcat, registru de evidență al folosirii dispozitivelor speciale de marcat, ștampila unității, parole pentru revisal, aplicația tracking, sumal ocol, sumal agent. Se constată că nu s-a solicitat de la Garda Forestieră Suceava acceptul pentru delegarea atribuțiilor funcției de șef de ocol domnului inginer Cosma Nicolae și nu s-a notificat în prealabil autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Revenind la serviciu în data de 17.07, domnul inginer Dincă Mihai nu preia conducerea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimeș-Făget. Ca urmare, a dispoziției Consiliului de Administrație a Regiei Publice Locale, date prin hotărârea numărul 37 din 16.07.2020, prin care se dispune că se numește în funcția de director șef ocol al Regiei Publice Locale domnul Cosma Nicolae, inginer silvic, cu care Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale, reprezentat de doamnă Potoroacă Mihaela în calitate de președinte, încheie contractul de mandat numărul 1 din 16.07.2020, contract
demandat cu aplicabilitate din data de 17.07.2020 pentru o perioadă de 2 luni cu posibilitatea de prelungire. În perioada 17.07.2020 până în prezent, domnul inginer Cosma Nicolae a desfășurat activități specifice funcției de șef de ocol, fără a avea avizul favorabil al autorității publice centrale, care răspunde de silvicultură, după cum se prevede la articolul 14 din legea 46/2008, republicată cu modificările și completările ulterioare. Domnul inginer Cosma Nicolae, prin adresa numărul 4643 din 12-8, solicită Primăriei Comunei Chimeș-Făce să întocmească cererea de revocare din funcția de șef de ocol al domnului inginer din Cămitoare. Cererea pentru obținerea avizului favorabil de șef ocol pentru dumnealui și să transmită aceste cereri împreună cu documentația personală către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, conform prevederilor articolului 21 din OME numărul 1112/2018. Consiliul Local al Comunei Chimeș-Făce a înaintat către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor solicitarea numărul 5228 din 7 ianuarie 2020, depusă la oficiul poștal în 9 ianuarie 2020, pentru obținerea avizului favorabil în funcția de șef ocol al domnului Cosma Nicolae și implicit revocarea domnului inginer Dincă Mihai. Întrucât la data prezentei funcția de șef de ocol silvic este exercitată în fapt de domnul inginer Cosma Nicolae fără a avea avizul favorabil al autorității publice centrale, care răspunde de silvicultură, iar domnul inginer Dincă Mihai nu este admis de Consiliul de Administrație al Legii Publice Locale, ocolul silvic Chimeș-Făget era pentru a exercita funcția de șef de ocol silvic, se asiză o situație prin care se impune suspendarea folosirii dispozitivelor speciale de marcat deținute de Regia Publică Locală, OSE Chimeș-Făget era, și vom proceda la preluarea în custodie a tuturor dispozitivelor speciale de marcat în baza articolului 22 aliniatul 1 litera C din regulamentul aprobat prin OME numărul 1346/2011 cu modificările și completările ulterioare. Perioada suspendării folosirii dispozitivelor speciale de marcat se menține până la data la care Regia Publică Locală OSE Chimeș-Făget era va îndeplini condițiile de autorizare și funcționare și denumire legală în funcția de șef ocol silvic. Referitor la verificarea situației care conduc la propunerea de retragere sau suspendare a autorizației de funcționare a ocolului, în baza constatărilor prezentate, sesizăm că ar putea fi incidente prevederile articolului 16 din ordinul 1112 din 23 noiembrie 2018, literele E și F, cu menționarea faptului că așteptăm adresa de răspuns al Ministerului la solicitarea Gărzii Forestiere Suceava numărul 19.490 din 3 ianuarie 2020 cu privire la reprezentantul legal al ocolului silvic în funcția de șef ocol, iar pentru condițiile de logistică, după termenul stabilit, se va decide dacă se vor aplica dispozițiile legale la care am făcut referire mai sus. Dispozitivele speciale, demarcat cu amprenta circulară, confecționate în baza autorizației de confecționare numărul 111 din 11-4-2005, emisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, înregistrate la notarul public Cristudor Elena, Bacău, pentru încheierea de legalizare a amprentelor, dispozitivul cu amprenta circulară PP Bacău 0106 a fost predat IPC Bacău în vederea cercetării dosarului numărul 786 per P pe 2020, dispozitivele speciale demarcat cu amprenta pentagonală PP Bacău 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 și 06, confecționate în baza autorizației de confecționare numărul 111 din 11-4-2005, emisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, înregistrate la notarul public Cristudor Elena Bacău, conform încheierii de legalizare a amprentelor, dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată, PP Bacău 0101, 0102, 0103, confecționate în baza aceleași autorizații emisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, înregistrate la notarul public Cristudor Elena, dispozitivele speciale demarcat cu amprentă dreptunghiulară,
0047-0401-0402-0403-0404-0405, convenționate în baza autorizației numărul 47 din 27.05.2005, emisă de ITR SV Suceava, înregistrate la biroul notarial Lupașcu Sorana Moinești, dispozitive speciale de marcat cu amprenta dreptunghiulară BC 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, confecționate în baza autorizației numărul 21 per BC din 15.03.2012, emisă de ITR SV Suceava, înregistrate la biroul notarial Opriș Mirela Bacău. Din analiza modului de repartizare a dispozitivelor speciale de marcat, rezultă că dispozitivul special de marcat cu amprentă pătrată PPBC0101 și dispozitivul cu amprentă pentagonală PPBC0103 au fost repartizate înainte de termenul 12 luni de la data retragerii 22.05.2017, fiind atribuite altor persoane în data de 30.10.2017 și în data de 20.11.2017, contrar dispozițiilor articolului 11, aliniatul 2 din regulamentul aprobat prin OM numărul 1346/2011, cu modificările și completările ulterioare. Anexăm situația repartizării dispozitivelor speciale de marcat. Regia publică locală OSEI Gimeș-Făget deține registrul de evidență a folosirii dispozitivelor speciale de marcat, completat până la poziția numărul 707, iar registrul de evidență a dispozitivelor speciale de marcat a fost predat în original către IPJ Bacău, conform ordonanței de predare a înscrisurilor înregistrată la OSEI Gimeș-Făget cu numărul 2323 din 30.04.2020. Da. Discuții, întrebări? Eu vreau să știu cine răspunde pentru prejudiciul ăsta. Că prin retragerea ciocanelor și imposibilitatea de funcționare a Ocului Silvii și prejudicierea în masă a masei lemnoase care este doborită în volum de 50-60 de mii de metri cub. Asta este întrebarea pe care o pun eu și aș vrea toată atenția să fie acordată de fiecare dintre domnii consilieri care este aici. Asta este ce trebuie să ne doare pe noi. De ce nu funcționează Ocolul Silvic? Cine se face răspunzător pentru situația creată și să se îndrepte pe cale juridică pentru recuperarea la toate prejudiciile pe care le suferă comunitatea din Gimeș din cauza că Ocolul Silvic nu funcționează. Asta este cea mai mare întrebare. Aș dori și doamna secretară să vedem din punct de vedere legal prefectura ce poziție are din punct de vedere juridic, cum putem să ne îndreptăm cu împotriva celor vinovați de situația actuală, că conform legii au existat consilii de administrație și trecute, există reprezentant al Ministerului de Finanțe care trebuie întrebat și el ce a păzit. De ce l-a desemnat Ministerul de Finanțe pe un astfel de personaj care ne-a dus la faliment, practic? Ne-a dus Ocolul la faliment. Cine răspunde pentru treaba asta? Comuna Gimeș-Făget, în 1921, prin reforma agrară, a fost pusă în posesie pe drept prin reforma agrară din Transilvania de suprafețele de pădure care sunt, am intrat în posesia lor și uite că, printr-o administrare defectuoasă și o încălcare repetată a legislației în vigoare, văd că la ultimele ședințe, când am fost invitați,
cu participarea noului Consiliu de Administrație, ni s-a arătat în față situația și se tot făceau concesii domnului contabil care a plecat în concediu. Că să-l mai lăsăm, că să vedem când vine, că dacă are chef, nu se potrivesc datele contabile de la încheierea anului 2019 cu începutul lui 2020. Deci totul este o fraudă și o înlănțuire de infracțiuni și de care, ca, pentru care văd că noi toți stăm și batem pasul pe loc. Deci vreau un răspuns clar și din partea secretarului comunei care ne reprezintă în fața prefecturii. Să vedem. De ce trenează? De ce nu se iau măsuri? Ce așteptăm? Cine ne recuperează nouă pagubele alea de 50-60 de mii de metri cubi care se deteriorează, plus pădurea care va fi infectată, cea bună? Sunt banii care trebuie recuperați de la agenții economici. Cine a permis ca agentul economic să intre în pădure fără să plătească? Să exploateze masă lemnoasă. Vorba de sume colosale. E vorba de doborâturile astea. Văd că nimeni nu are niciun interes. Păi nu suntem aici, după părerea mea, nu suntem într-un loc în care favorizăm infractorii. Dacă sunt infractori într-adevăr, să ne spună procuratura de ce sunt infractori și să ne recuperăm ca și comunitate prejudiciile. Așa văd normal. Așa, fi normal, dar vedeți că nu am ajuns acolo. Păi dar nu știu de ce se bate pasul pe loc. De ce se... Adică noul Consiliu de Administrație și-a făcut treaba. Este în permanență obstrucționat. Nu îi se pun documente, nu îi se dă acces la baza contabilă, baza de date contabile. Nimic. Păi dar ce facem aici? Aici e o infracțiune, adică o înlănțuire de infracțiuni și de... E grup într-adevăr infracțional, organizat. Cine răspunde pentru treaba asta? Degeaba vine mie garda forestiere să-mi spune mie că el a ridicat. Ce face garda forestiere? De aia vine garda forestiere să-mi spună că a ridicat ciocanele și mie mi se deteriorează masa lemnoasă acolo? De ce nu se face din mers schimbul de personal și luați cei care sunt vinovați? De ce nu se face din mers? Cum adică mi oprești tu mie activitatea de aici? Cine răspunde pentru treaba asta? Regimul silvic cum se respectă? Ăsta e respect de regim silvic? Pe regimul silvic înțeleg că trebuie să protejăm pădurea care e bună și mediu. Noi dacă umplem pădurea de dăunători, mai avem noi folos de la pădurea aia? Vreodată? Haideți să spunem și lucrurile așa cum sunt și nu ne ascundem după degete. Dar nu se vrea. Asta, părerea mea personală, asta e că ăsta e și interesul să închidem, să distrugem tot ce mai este. Asta e interesul. Că existau soluții. Din mers. Nu că acum ne-am ascuns în spatele la diferite candidaturi și diferite partide care vor reface nou consiliu local ca să-ți facă cumva scăpat aceste hoții. Va fi o altă majoritate probabil în nou consiliu care nu va ști despre ce e vorba. Nu va fi pentru ei actuală situația. Dom'le, dacă o să fie un nou consiliu, chiar aș ruga pe cei care sunt dintre ăștia vechi să continue treaba, că pe noi asta ne interesează în primul rând comunitatea noastră să beneficieze de drepturile ei. Nu să beneficieze o parte, nu știu cine, care sunt angajați și așa mai departe de acolo. Și să nu fie trași la răspundere de nimeni niciodată. N-a fost angajat conform legii
domnul Dincă, se arată în raport. Trebuia să fie pe bază de contract de mandat. Înțeleg și treaba asta. I s-a aprobat un concediu. Păi dacă tu n-ai fost angajat legal, în ce bază ți-a aprobat ție un concediu? Ai contract de mandat? Care se prevedea că să intri în legalitate, ți s-a oferit posibilitatea să intri. Aș vrea să văd un contract de mandat. Dacă... Din martie până acum, s-a marcat în martie, nu au fost luate dispozitivele respective. Așa am înțeles că s-a marcat undeva la 40 ceva de mii de metri cub. De ce nu a fost pus în valoare niciun metru cub din ce a fost marcat? Nu vorbim acum ce n-a fost. Ce a fost marcat, de ce n-a pus în vânzare, să facă partii și așa mai departe. Stau pe ei acolo și fiecare face ce vrea. Se numai ca să distrugă, că altceva nu văd eu. Din banii ăia trebuia să intre și la primărie, când contractul scrie clar, 50% din venit, se virează către primărie, adică către proprietar, nu? Noi ce o să primim din lemnul ăla? Praful de pe tobă. Dar cum vor fi plătiți salariații pe această perioadă când nu mai există ciocani? Păi da, și încă chestiune, dacă nu ai bani, ce o să plătești? Dacă n-ai încasat, ce o să plătești? Banii care sunt datorați de firme și de tot, de unde se recuperează? De ce nu se îndreaptă repede situația, adică să se facă, domne, să ne îndreptăm către ei care sunt vinovați, să recuperăm prejudiciile. Păi, dar nu putem să stăm. Ce să așteptăm? Să așteptăm ca să ne uităm că am avut și noi odată pădure, nu? Comuna Ghimeș-Făget a avut pădure. Și a avut un ocol silvic. Bravo! Dacă îmi dați voi și mie, referitor la subiectul ăsta, doar două, trei vorbe să zic. Pentru că eu le-am zis în urmă de 3 ani, le repet, în fiecare an, când se vota bugetul, când se votau salariile, când se încercam ușamalizarea situației, de fiecare dată le-am zis. Sunt înregistrări, video, sunt ședințele înregistrate și le-am adus la cunoștință domnului vice pentru că am înțeles că era dumnealui reprezentantul Consiliului Local la Ocol. Nu odată, cred că în fiecare ședință, deci la un moment dat eu m-am plictisit. Vedeți că și după ani, pentru că nu s-a respectat legea, am ajuns în situația asta. Era de așteptat, pentru că legea trebuia să fie respectată. Consiliul Local, în frunte cu domnul fost primar și domnul actual, trebuia ca să încerce recuperarea pagubelor de prima dată prin instanță, prin plângere penală și nu ajungeam aici, se lua de la început. Nu ajungeam în situația de... Nici nu mai știm să numărăm câte zeci de miliarde și ce mai... Ajungem la situația în care va trebui să căutăm în solidar, probabil, dacă nu se va vrea din partea Consiliului Local să se îndrepte cu măsuri concrete, să ne îndreptăm în solidar. Și chiar anunț pe această cale populația din Ghimeș, care vrea să vină să ne îndreptăm. Asta e pădurea comunei noastre, comunei Ghimeș-Făget. Cine vrea să se alăture, să ne îndreptăm cu plângere penală împotriva tuturor celor care se fac vinovați. Deci chiar aș dori oameni mai mulți să mă caute și să vedem ce se poate face. Să căutăm noi soluții, pentru că văd că de la această masă nu pleacă concret nimic. Nimic. Consiliul de administrație s-a făcut, a încercat să-și facă treaba, nou consiliu nu este dat voie, toată lumea începe să se fofileze, noi rămânem cu pagubele. Cineva trebuie să răspundă pentru treaba asta. Comuna Ghimeș-Făget a fost împroprietărită în 1921 prin reforma agrară cu pădurea asta și pentru treaba asta fiecare cetățean al comunei are dreptul să întrebe ce se întâmplă
cu averea comune. Are tot dreptul. Și să vedem ce putem face. Ori se va se ia în cadrul Consiliului Local o hotărâre și să se treacă, să nu se mai facă niciun fel de concesii, să se treacă la plângeri penale, să vină procuratura să facă lumină aici. Și să răspundă cineva pentru tot prejudiciul ăsta. Retragerea ciocanelor, imposibilitatea de punere în valoare a masei lemnoase, deteriorarea masei lemnoase care este încă în picioare, asta este un prejudiciu colosal, colosal, extraordinar de mare pentru comuna asta. O să așteptăm să mai ia foc vreo casă, probabil, și nu o să avem de unde să mai dăm nici lemnul ăla pentru... Și nici așa nu putem, vedeți, să onorăm. Uite, a luat foc două case, Consiliul Local a aprobat 50 de metri cub și 20 de metri cub și nu se poate pune în valoare lemnul ăsta ca să ajungă la păgubitul ăla care ar avea nevoie urgentă. E pragul ierni, uite, are nevoie omul să se mute în casă. Primăria trebuie să se gândească la tot. Și Consiliul Local, ce facem? Ne uităm că ăștia ne-a furat? Dacă îmi permite, da. Două versate ca să vă răspund la întrebare. Să știți că dacă am fost, dumneavoastră m-ați acuzat că am fost în ăsta alcoolului, să știți că s-au luat măsuri. Am avut probleme cu un pădurar care a fost pus în comisia de disciplină și s-au început lucruri când am fost acolo și mai departe s-au sesizat organe care sunt competente să ia măsuri, pentru că noi nu suntem nici judecători, direct nu putem să ne îndreptăm asupra unei persoane fără să judeca cazul, ca să zicem că e vinovat sau nu. Deci ca să știți lucrul ăsta. Nu știu dacă dumneavoastră personal vă permiteți ca să puneți direct fără să da mai departe în instanță. Bineînțeles că se vede că sunt probleme și... Dar problemele sunt doar de anul ăsta, domnul Vicea. Domnul Bârsan, problemele, cred că le cunoașteți poate și dumneavoastră mai de mult. Și dumneavoastră, poate personal, ați fost o persoană care ați știut ce înseamnă exploatarea de pădure. Așa. Fără a avea niciodată măcar o societate. Și ați exploata pădure, domnul Bursal. Nu știu sub ce vorba. În fine, nu mă justific dumneavoastră. Eu n-am avut firmă, niciodată n-am exploatat. Nu e problema asta. E problema... Că o n-a fost, deci, dacă sunteți conștient că eu am exploatat, trebuia ca să mă puneți ați la fost punct încă atunci. Ați fost invitat. Să... Doamna secretar v-a pus pe masă invitații ca să participați la controle în pădure. Ați spus că nu vreți să mergeți. Ce face? Ca să meargă organele competente. Dumneavoastră, ați spus, a fost hârtie pusă pe masă ca să mă înscrieți. O să vă fac niște filmulețe ca să vedeți, vedeți exact cum sau. Au decurs ședințele respective. Deci, încă o dată, dacă chiar recunoașteți că știți că eu am exploatat ilegal, încă o dată dau dovadă de slăbiciunea dumneavoastră. De ce nu m-ați pus la punct, la momentul nu respectiv? Nu eram competent să vă pun la punct. Păi și de ce n-a... Am aflat ulterior, domnul Sam. Dar unde eram eu? La Comănești, dumitale, aici? Nu m-ați văzut, nu știți. Dar primar trebuie să știți toți cetățenii cu ce se ocupă, ce fac. Oamenii ne cunosc destul de bine, nu vă mai zic. Știi oamenii exact ce suntem fiecare, ce am fost și ce am făcut. E foarte ușor de a... Ne cunosc exact la fix. Pe toți. E foarte ușor de a ajunge să aruncăm vina unul pe altul președinte. Aș avea încă o întrebare la domnul primar în legătură cu accesul și podulețurile de pe Tărhăuș. Eu pun întrebarea că nu mi-aduc aminte când am hotărât noi aici în ședință de Consiliu, ce am hotărât? Că numai 3 metri, 4 metri, am scris că e scris specificat acolo că numai 2 metri e intrarea în curte sau la 3 metri intrarea în curte în hotărârea respectivă, numai un pic. Era vorba de 3 plăci da, la intrare. Da, auzit cineva de treaba asta? Că eu vă zic de ce.
pe Târgăuși, se zice dumneavoastră personal ați fost și ce au zis la oameni, că din cauza consilierilor locali nu puteți să faceți mai mult de 3 plăci. Știți dumneavoastră, domnul consilier. Deci s-a discutat aici, eu țin minte, o secundă, s-a discutat că fiecare are o intrare. Da. Unul are 4 metri, unul poate are 3 metri, da. Unul poate are 5 metri. Da. Și atunci se pune pe toată suprafața unde are el la intrare, cât e de mare poartă. Dar ăsta zic, dar atunci e invers zis la oameni, domnilor. Permiteți-mi să reformulez. Deci eu așa știu, așa s-a discutat. S-a discutat și s-a apropiat dumneavoastră, aici a fost o discuție și a spus că ajunge 3 plăci la intrare. Și am zis că nu e suficientă și... Dar cine a zis treaba asta? Stați așa, cine a zis treaba asta că ajunge 3 plăci? Deci, uitați, căutăm ședința aici respectivă, să căutăm filmarea. Că da, ședința n-a fost discutată, așa, domnilor. Așa a fost discutată. Nu. Dacă... Cum a zis domnul Viorel, era discutat în ședință că trebuie să facem intrările să fie la fel. Nu a fost discutat nici 2 plăci, nici 3 plăci, nici 6 plăci. Stabilit, noi am... Deci ascultați-mă ce vă spun. Noi am... Eu am... Dar nu nicio problemă, faci. Că căutăm era filmarea, vorba. Este filmarea, nu e o problemă. Era vorba atunci că nu ai cum să-i faci dacă ăla are 4 metri la poartă. Deja mai faci 3 metri ieșire, înțelegi? Și s-a rămas deci toată porțiunea aia unde are poartă trebuie să o acopere cu podeț. Da, corect, dar asta am discutat, corect, asta am discutat, dar se discută ceva pe Târgăuși, că din cauza consiliului local, nu se zice numele, din cauza al nostru, nu se poate să facă poduleț mai mari. Cum e posibil așa ceva? Domnul consilier. Da. Eu când am propus aici, am propus pentru 4 metri, deci să știți despre ce e vorba. Și am propus și câte intrări sunt. Da. Pe urmă, a fost o negociere aici și am spus, aici s-au făcut, s-au discutat, s-au pus la vot. Să fie numai 3 plăci la intrare și câte pentru atâtea intrări. Podețe. Nu e nicio problemă că căutăm filmarea respectivă, că trebuie să găsim filmarea respectivă dacă a fost așa discutat. Sau cum a fost discutat, cum îmi zicea domnul Viorel. Eu cel puțin așa am înțeles. Și eu așa am înțeles că la fiecare cât e poartă... Cât e poartă, atâta se face. Așa era discuția aici în ședință. Dacă unul are o intrare mică de un metru, nu ai cum să-i pui la 4 metri. Vorba era de fapt. N-are rost. Deci permiteți-mi să vă spun că eu am propus pașul, da. Am spus clar câte intrări sunt. Și pe urmă s-au ajuns ca să pună 3. Și dacă omul mai vrea, dacă e vorba de omul, dacă mai vrea, să-și mai cumpere una. Să aibă posibilitatea. Dar asta n-a fost discutat aici, domnilor. Nu, aici s-a discutat despre suma alocată, care a fost de vreo miliard jumate, nu? Da. Și într-un miliard jumate era calculul lui Petrică Pal, care el e executant, era calculul lui că cam atâta ar costa tot betonul ăla care trebuie să-l pună. Dimensiunile nu au fost discutate. Dimensiunile a fost. Ăla trebuie revăzut filmarea, dar aici e o minciună. Asta a fost discuție, de valoare. Și filmarea și a fost discutată. Da, bine, nu e nicio problemă. Punem încă o dată să vadă. A fost discutată că trebuie discutat cu domnul Carl să vedem cum facem. A venit cu ofertă? Oferta, da. Două nici nu era orele tale, că nici nu știam cât e, un metru, doi, nu eu nu m-am legat că nu se încadrează, foarte bine, atâta se încadrează, nu e nicio problemă. Dar să nu vorbim una și facem alta, adică ce am făcut și vorbim alta, înțelegeți? Să nu zicem la oameni că din cauza consilier nu se poate. Și atunci domnul primar, dumneavoastră, l-ați scos. A zis că domnul consilier. Și dacă ne întreabă pe noi oamenii, domnul consilier, de ce? De ce nu ești de acord? Sau de ce nu ai vrut să fie poarta, intrarea poarta la mine 4 metri? Ori la interpretare, ori nu știu cum s-a făcut, dar asta e situația. Asta știți cum e. Știți cum e. Când s-a făcut, de exemplu, când s-a discutat în Consiliul Local și s-a aprobat ca să se aducă apa la fiecare, pe cheltuiala primăriei până la el în curte, deci 5 milioane plătește oricare, așa era vorba. Deci 5 milioane să plătească oricare și vine primăria și sapă până la fiecare, că are 100 de metri unul, că are unul 20 de metri, că are unul 10 metri. Dar nu s-a mai respectat treaba asta, acolo a fost frumos când a zis că da, 5 milioane, da.
După ce s-a trecut la treabă și m-am dus și eu cu cerere, a trebuit să plătesc vreo 200 de metri de șanț să mi se facă, nu? Sau altul, poate mai mult. Deci cu 5 milioane trebuia să fie făcut tot racordul. Și la, de exemplu, la apometre. Sunt apometre peste tot? Da. Și este vreo echipă care citește, a, domne, să citim și noi câte unul are voie să facă iaz de pește, altul are voie să consume cât vrea mușchii lui și altul merge apometru înainte și se trezește la un moment dat că nu mai are bani din ce să plătească. La altul curtea apa câte 3 săptămâni? Păi da. Eu sunt sigur de asta, că apometre nu sunt peste tot în comună, la toți. Da. Care mai e? Eu am terminat, mulțumesc. Domnul Anton? Domnul Ortean? Mai ești ceva de zis? Băi, eu doresc succes la candidații care sunt, care este cel mai bun și care vrea Dumnezeu să fie, să ne conducă așa cum trebuie. Ce să zic? Succes! Mulțumim! Eu nu sunt candidat, dar mulțumesc! În numele candidaților. Domnul Ișar? Domnul Bursan? Eu mi-am zis. Domnul Crăciun? Declar ședința închisă. Mulțumim frumos pentru prezență, pentru colaborare și să ne vedem cu bine.